Bine ați venit la Stax TV, de data asta cu un hot hatch și nu e Liviu Delcă, vorbim de Volkswagen Golf 5 GTI. Este cea mai populară mașină bună, sportivă, frumoasă, fiabilă, puternică și tocmai de asta l-am invitat aici pe Delcă, cum îi spunem noi. El e un om cinstit, corect, eu îl văd acum în zi, halatul albastru de maestru cu pixul aici, cu scris numele Liviu Delcă, totul corect, totul elegant, totul aranjat, dar umblă cu un roll cage în mașină. Hai, povestește-ne, da. Povestește-ne de golf. Povestește-ne de ce faci, cu ce te ocupi și cum ai ajuns la golf. Da, sunt de ocupația mea este de inginer în industria maselor plastice pentru autovehicule. Golful... Eu știu ce înseamnă, dar explică-le oamenilor că e mai complicat. Adică știi, e ca la doctor, da, zice ceva, dar mă ocup cu injecția maselor plastice, cu plasticele din mașină. Deci tu faci bucăți de plastic din mașină? Da. Ok, asta așa să fie pe înțelesul tuturor. Tu faci grilele alea de aer care se grilele rup. De aer, grilele de tot. Față, tot. Am înțeles. Bun. Așa, deci cu asta te ocup, tot legat de mașini. Da. Bun, povestește-ne de golf. Toată lumea golful... este interesată de mașina asta pentru că majoritatea o conduc, chiar dacă nu în varianta GTI. Da, golful l-am achiziționat în 2016, din Oradea. Am fost, am văzut mașina, nu m-am dus cu banii la mine, evident. De ce? Mi-a fost frică să nu-mi iau țeapă. Pe cum îți luai țeapă? Îți fura banii? Nu fura banii, dar probabil că eram prea entuziasmat și nu luam țeapă, sigur, că așa am făcut prima dată. Bun, e bine că ai învățat din greșeli. Da. Bun. Mașina, am văzut mașina, la 2 săptămâni m-am dus, am luat-o. În astea 2 săptămâni înainte să iau mașina, am plecat în Germania într-o delegație. Vorbeam cu proprietarul mai mult decât cu prietena mea, adică îi spuneam unde sunt, că el era speriat să nu-mi iau mașina din Germania. Mamă, erați doi speriați, adică. Da. Unul de altul. Da. Așa, în decembrie am luat mașina, am zis la început că nu-i fac nimic decât o admisie și probabil o segmentare pentru că îmi dădea foarte mult fum albastru. Deci nu ți-ai luat țeapă? Ba, mi-am luat țeapă, dar am luat-o la un preț foarte bun. Am luat-o la 6500 de euro. Bun. Eu glumesc și râd, da? Da, da. Adică eu glumesc, eu râd, nu trebuie să faci asta. Nu trebuie să râdeți voi dacă râd eu. E ok. Zi-mă, mai departe. Așa, în primăvară am luat admisia, am pus-o pe mașină. Dar stai puțin, de ce ai zis că iei mașina și nu mai faci nimic? Pentru că îmi plăcea să o țin așa stoc, așa cum era ea. Păi da, tu înainte, oamenii nu știu, dar ai avut un Opel Astra, da, cu suspensie lăsat. Suspensie, jante, la motor nu-i făcusem nimic. Ok, da, nu așa, bun. Probabil din experiența anterioară ai zis, gata, mă, vreau am să zis, merg și gata, normal, mă potolesc, merg vreau normal. Să mă bucur de mașină? Da, vreau să mă bucur e de GTI, mașină. Are putere, vreau să-i trag. Da, 200 de cai, am zis că sunt de ajuns, bun. O admisie ca să se aude blow-off-ul mai tare. Pe acolo, liniștit. Finuț. Da. Bun, și ce s-a întâmplat? Prima dată după ce am schimbat ai admisia, făcut motorul, segmenți, nu știu ce chestii, segmentare, nu? Pistoane de păi stai, mă, stai, mă. Bun. Deci ai luat admisia, ai zis iau mașina, o țin stoc, da. Îi cumpăr doar admisie. Doar admisie și o segmentare că dă fum, da. Acolo am rămas, da, da. Bun, da. Mai departe. Ulterior am aflat că fumul era de fapt din turbină. M-a sunat un prieten, uite, am o turbină K04 de Edition 35, n-o vrei tu, uite, la preț bun. Ok, asta e, o iau. Apoi am achiziționat pe rând și injectoare, pompă de înalte, ambreiaj. La ambreiaj, eu așa aici o poveste, am vrut să-l upgradez, practic să-l întăresc, okay. Placa și discul. Cum se întâmplă de fiecare dată când vrei să schimbi o piesă, de fapt schimbi 3. Am demontat ambreiajul, aveam joc în volant, dar ziceai că nu e adevărat, adică nu se simțea nimic pe loc, nu bătea, nu se auzea, însă la puterea care vreau să ajung eu, nu era ok, adică îl spărgeam la prima plecare. Ca un pont, pentru cei care se uită la noi, am pus ambreiaj de BKD, de diesel, BKD, BKD, cod de motor, diesel, da? Okay. Conversia la masă simplă. Deci nu mai ai masă dublă la ambreiaj, ai masă simplă, ok. Da. Am întărit ambreiajul, Kevlar, placa a rămas aceeași și rulmentul de la Valeo, tot kitul este de la Valeo. Deci tot kitul este de BKD, BKD la Valeo. Doar că discul de ambreiaj este întărit cu Kevlar. Cu Kevlar.
Bun, să facem o mică paranteză ca oamenii să înțeleagă. Tu ai optat pentru un Golf 5 GTI de 200 de cai. Pe, da, pe aceeași caroserie există și o motorizare de pe Golf GTI Edition 30, care, exact, este mai puternică, vine cu 230 de cai în plus sau 235 de cai, da, varianta de pe motorul de pe Golf 6 de pe care Delca a luat turbina. Vorbim date tehnice, da, cum vă place vouă. Și tu, pentru că ai luat o turbină de Edition 30, ca să zicem așa, sau motor de Edition 3, 35, sau cum îi spun oamenii în popor, a trebuit să schimbi și alte piese. Cum ar fi, da, injectoare? Injectoarele. Adică e o rețetă pentru, da, pentru rețeta a trece de la GTI normal, da, la GTI Edition 30. Da. Motorul e același, nu? E același motor. E același bloc motor, dar are anumite, anumite, da, piese schimbate. Da. Turbina. Turbina. Injectoarele, injectoarele de S3 sau de BYD, care e Edition 30. Ok. Ambreiajul, da, nu trebuie neapărat schimbat. Ambreiajul am povestit de el. Ok. Da? Ca să fie bine. Delca, da, e omul, pe lângă, ca să fie bine. Da, să fie bine. Pe lângă injectoare trebuie să achiziționată și garniturile și tot kitul. Tot de ce înseamnă injectoare. Reparații, bon, pentru injectoare. Altceva. Filtru, admisie. Admisia, da, de la ramera asta oricum trebuia schimbat. Filtru de aer, așa? Da. Și cam atât. Și atât. Asta este rețeta pentru a ajunge de la 200 la 230 de cai. Da. Dacă ai avea softul de fabrică, dar nimeni nu-l mai pune, toată lumea trece la stage 1 stage pentru Edition 1. 30. Da. Asta, bun, e de fapt un stage 2 pentru Edition 30, pentru e că a schimbat și pompa de înalte și fără catalizator. Bun, la evacuare, dacă ajungem, eliminăm și catalizatorul și optăm pentru evacuare sport plus pompa asta de înalte, de pompa care de înalte e upgradată, doar internele sunt upgradate. Sunt schimbate, ok. Da. Mașina ar trebui să dezvolte undeva la? Între 330 și 350 de cai. Momentan nu am măsurat-o. Asta e rețeta, da, de pe net, că tot am văzut episodul cu Silvia la Dyno și la mine la Stage 1 cu toate piesele schimbate. Oamenii spun că mașina trebuie să dezvolte între 260 și 280 de cai. Ați văzut, am fost la Dyno și am scos 259,1, ceva de, da, genul ăsta. Bun. Ce te-a făcut să alegi GTI? De ce n-ai mers cu Opel Astra OPC? Opel Astra OPC Z20 Lech, dacă nu mă înșel. Lech. Lech, da. Lech. Am zis că vreau altceva, nu mai vreau Opel, am zis că vreau ceva din gama VAC și m-am uitat la Skoda, Volkswagen sau Audi. Audi deja era prea mult pentru că avea tracțiune integrală și în mintea mea credeam că trage mai puțin pentru că fiind integral, tracțiune integrală, da, se pierde mai mult în transmisie. Ok, și nu e adevărat? Da, e adevărat, n-a mers, să fiu sincer, n-a mers. Da, probabil, astea sunt, na, știi cum. Da. Discuțiile cu băieții afară, băi, da mă, tu pleci mai prost că ești față și nu pui jos, dar după aia te duci la viteză că, da, tu tragi doar cu fața, nu... Da, în sfârșit. Da, Octavia 2 RS iese la fel de grea ca și Golful. Da, 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 păi. Dar mulți oameni, da, spun că Octavia este în clasă cu Passatul, ceea ce, da, este total greșit. Octavia este în clasă cu Golful sau Jetta, cum mai vrea să-i, da, spui, e aceeași platformă, în sfârșit. Bun, da, discuții ajuns... tehnice, cum ne plac nouă. Da, am ajuns la Golf. Și ai ajuns la Golf. Bun, ești mulțumit? Da, este o mașină care ține cu casa, să zic așa, între ghilimele, dacă ai grijă de ea. Adică să schimbi uleiul la timp, să-i pui benzină de care trebuie, e foarte important. Ce înseamnă benzină de care trebuie? Poți să spun de unde? Spune de unde, da, vrei, că de la ei. OMV și MOL. Un plin la băiat, de la OMV și MOL aici. Pac, reclamă, OMV, MOL, dar pui 95 sau 99-100? Nu, 99-100. 99-100, asta din cauza softului, da, sau și când mașina era stock? Și când mașina era stock, adică injecția directă necesită benzină bună. Bun. Ce ai putea să-i sfătuiești pe cei care ar vrea să cumpere un Golf 5 GTI? Place să se uite, să-și cumpere în 4 uși, în 2 uși, DSG, manual, nu știu. Cum spun unii, Golful GTI, dacă l-am cumpărat în 4 uși, nu este Golf GTI. I-am pus roll cage, acum e Golf GTI. Da, nu... da, așa zic unii, nu știu. Da, n-are nicio legătură, atât timp cât, da, mașina e produsă și Golful 2 era produs în 4 uși, ci... 3, da, GTI, da, ca, în sfârșit, discuții. Ca mașină de zi cu zi, adică să faci undeva la 30.000 de kilometri pe an, nu o recomand. Pentru că necesită o anumită mentenanță mai specială, adică să schimbi uleiul la 7.000,
indiferent de ulei, de uleiul care folosești. De ce unul la 7.000 dacă producătorul zice la 15.000? Nu. Și aia afară merg 30.000 la ulei. Nu. Sincer, mașina consumă ulei, deci orice mașină. Ce înseamnă turbo? Mașina consumă ulei? Cum adică orice mașină? A mea nu consumă. Benzina turbo consumă. Bun, nu consumă, nici nu uităm pe jos. A mea consumă. Bun, da. Așa, deci schimbul de ulei la 7.000. Da. Există un tachet la pompa de înalte care trebuie schimbat la 20.000, verificat, dar ținând cont de uleiul care îl folosești, poți să schimbi și mai târziu, depinde cum mergi. Del că trebuie să se înscrie într-un partid. Sau dacă ne facem noi partid, îl punem acolo. Eu te-am întrebat nu de întreținerea mașinii, te-am întrebat de achiziție. Ce sfaturi ai pentru un om care vrea să-și cumpere? Uite, băi, zice, vreau să-mi iau Opel Astra H Lech sau Golf 5 GTI. De ce să-mi iau GTI? Că GTI-ul e 8.000, dau un exemplu, da. Vorbim pur teoretic, și Opelul e 7.200, de exemplu. Adică eu, uite, eu recunosc, vorbesc mult, râd, ha-ha, v-am zis, date tehnice, sunt 82. Eu când a trebuit să-mi iau o mașină, tot așa, am ales pentru un Opel Turbo Bertone, pentru că atât mi-am permis la vremea aia. Îmi doream un Golf 4 GTI TDI, știi ce zic, da. Ăla de 1.9 TDI și 150 de cai 4x4 sau Leon, dar nu m-am putut apropia. Și atunci oamenii întotdeauna vor tinde să aleagă varianta mai ușoară decât varianta mai grea. Și tu ce sfat ai pentru ei să le spui? Ai avut Opel, într-adevăr, da. Nu Turbo și așa mai departe, dar ai avut Opel și ai trecut la Volkswagen. Care e diferența? Adică ce observi? Bă, nene, uite mă, calitate, scaune, da, șmecherie, calitatea este mai bună. Swag. Poate... Îmi dă swag pe oraș, ce zic? Poate și fiabilitatea Volkswagen nu este mai bună decât ai unui Opel. Nu știu, asta am vrut. Asta ai vrut? Da. Bun, și te-a convins? Da. Consumă ulei? Consumă ulei, dar e relativ normal, adică nu consumă foarte mult, depinde cum mergi. La 5.000 de kilometri poate consumă un litru maxim, am zis astronomic. Astronomic. Dar depinde și de uleiul care îl folosești. Ok, bun. Zine, ne-ai povestit treaba cu roll cage-ul, de-aia ți-ai pus roll cage ca să le arăți oamenilor că pe tine te interesează mașina în 5-uși, te interesează în 3? Da, mă interesează. Da, roll cage-ul l-am luat dintr-o, cum să zic, dintr-o... Pur și simplu am căutat pe net o piesă, nu mai știu despre ce era vorba, cred că de injectoare. Ce-ai greșit? Căutam SH și mi s-a vorbit mie scumpe. Da, și am dat pe OLX, am văzut roll cage-ul, l-am luat. Exact ca și când te duci la cumpărături și vrei să iei pâine și vii cu Fanta acasă. Bun, și ai luat roll cage-ul. Și-am luat roll cage-ul. Ce modificări mai are mașina? Suspensie, o suspensie de la AP Racing, o recomand tuturor, chiar dacă unii zic că nu este bună. Totdeauna vor fi unii care zic așa și unii care zic este așa. Este foarte n-ai confortabilă. AP Racing. Da. Filip. AP Racing. Nu, Filip. Da, 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 da. Filip, da. AP Racing. Am luat câteva sfaturi și de la Filip. Că ai mulțumesc frumos. Aici la băieți. De unde știe Filip de AP Racing? Să-l întreb. Păi, cred că a avut și rugol. Să-l întreb. Da. Da. Așa, frâne pe față de S3 cu discuri. La fel, Zimmerman. Unii zic că sunt proaste, alții zic că sunt bune. Da, Zimmerman. Am deja aproape 11.000 de kilometri cu ele și nu am avut nicio problemă. Am făcut și prostia să le spăl de două ori. În cu mașina în cinț. Da? Și v-ai suflat în cinț? Nu vă strâmbați. Da, da, da. Bun. Ce plăcuțe folosești? Tehnic vorbind. Plăcuțe Ferodo DS2500, dacă nu mă înșel, sau DS2000. Ceva pe acolo. Ceva pe acolo. Scârție? Nu scârție deloc, numai când sunt noi. Când sunt noi, scârție într-adevăr, dar după... Poate mulți și-au se convins și 2000... n-ați auzit niciodată scârțitul de plăcuță nouă. Ce ai zis? DS2000? DS2000 sau DS2500. Pac, pac. Treceți aici frumos. Da. Bun. Alte modificări. Evacuare. Evacuarea, fără da, catalizator. Este dacă fără tu, catalizator. Ce faci tu cu rarul? Ce fac eu cu rarul? Ce? Mă feresc de rar. Da. N-am decât procentul de... Ai un procent de ceva? Monoxid de carbon, care este de 0,6% în loc de 0,2%. Eu o să încerc. Strâmb, așa sunt eu. Da, da, o să încerc să-i pun catalizator. Există sport. Da, 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 cu 200 de celule metalic. M-am interesat. Ce nu cumperi catalizator? Da. Câte, și eu câte celule aveam? Băi, eu aveam 3600. Hai mă, că parcă e bine. Da. O să încerc să-i pun catalizator să vedem. Dacă cum este merge ceva. Mașina? Ești mulțumit? Mașina... Cât consumă? Ultima dată am fost cu ea la un tur. La un tur.
Mașina s-a comportat perfect, ținând cont că afară erau 35 de grade, 40 de grade. Ținând a fost cont prima că a dată. Avut rivali pe măsură. Da, și asta e adevărat. Nu mai știu ce ziceam. A fost prima dată când? Prima dată când am mers cu mașina aproape 1200 de kilometri după ce am făcut modificările. Și s-a, adică a mers, nu okay. Mă așteptam să meargă, mă așteptam să crape ceva. De câte ori ți s-a prins ție check engine-ul la Volkswagen? De când ai tu Volkswagen? De câte ori ți-a prins check engine-ul? De 3 ori. Păi, eu vreau să zic că niciodată. Cum mă, de păi eu când îi aud cu check engine-ul a prins la Volkswagen, n-am văzut niciodată. Am schimbat injectoarele și trebuia să aprindă, adică... Nu, mă refer de câte ori s-a prins check engine-ul, nu că am scos mufa de la David Metru, ia vedeți, aprinde check engine-ul. Nu, s-a prins niciodată. De trei ori. De trei ori. Nu s-a odată prins la niciodată, început. De trei ori. Odată, așa. Odată când am schimbat sonda Landa și odată... Nu uitați de share. Dacă vă place episodul, că e tehnic, dați share. Dacă nu vă place, dați share și spuneți, și uite-te bă la penibile aia. Subscribe ca să mai vedeți lucruri care vă plac sau lucruri care vă enervează, că OTV-ul avea audiență, adică cumva trebuie să facem și noi. Și dacă vreți să apăreți cu mașina prezentată la Stax, un mesaj pe pagina de Facebook, mail, site, cum doriți voi, scrisoare, chiar ce să primim o scrisoare. Dacă primim o scrisoare, jur, dacă primim o scrisoare cu mașina, nu contează cum arată mașina și cine, eu mă facem emisiune cu el, am zis. Deci dacă primim scrisoare. Bun. Subscribe, share, clopoțel, n-am fost primul la ultimul episod pentru că sunt sabotat, dar voi nu sunteți sabotați, așa că aveți mari șanse acolo să câștigați. Ce? Burnout, îi trage și pe toate, a doua, a treia, a doua, a treia, nu mai la jos, îi trage în continuu, haide mă să mergem.